Ora 20, doamnelor, domnilor, bună seara, sunt Alex Lodescu, începem știrile cu o surpriză totală la alegerile prezidențiale. Candidatul independent Călin Georgescu a spulberat toate așteptările și a câștigat primul tur al alegerilor. Naționalistul Călin Georgescu s-a adresat în această seară națiunii din livingul propriei case și a negat că ar fi extremist sau fascist. A vorbit însă despre libertate și despre un cutremur economic care ar urma să vină după cel politic. Care sunt bubele candidatului Călin Georgescu, aflați imediat. Iar președinta USR, Elena Lasconi, a ieșit și ea în fața națiunii în urmă cu puțin timp, ne-a anunțat pe toți că patrioții au rezistat invaziilor rusești. Votul de ieri a fost unul de protest și exasperare, a transmis aceasta. Ce planuri are USR, vedem imediat. Și este un val de demisii după alegerile prezidențiale în cele mai mari partide politice, PSD și PNL. La PSD a demisionat liderul Marcel Ciolacu. El rămâne astfel premier. Sunt însă voci în cadrul partidului, precum cea a primarului sectorului 2, care vorbesc despre o vinovăție a întregii conduceri, nu doar a lui Ciolacu. La PNL, în urma scorului dezastros înregistrat de Nicolae Ciucă, a demisionat acesta și întreaga conducere. Cine ar putea să conducă cele două partide de acum încolo? Ce decizii au liderii politici la această oră? Aflați puțin mai târziu. Și chiar în aceste momente în capitală se organizează un protest împotriva lui Călin Georgescu. România e amenințată de o dictatură legionară sub numele lui Călin Georgescu. Acesta este mesajul care anunță organizarea protestului. Detalii și imagini de la fața locului puțin mai târziu în jurnal. Așadar, șoc pe scena politică, șeful celui mai mare partid din România, PSD, și-a dat demisia. Marcel Ciolacu rămâne însă premier. La partid, șef interimar, va fi europarlamentarul Victor Negrescu. Ciolacu a demisionat în urma eșecului înregistrat la alegeri. Este pentru prima dată în istorie când PSD nu prinde turul 2 al prezidențialelor. Ciolacu a pierdut în fața Elenei Lasconi la nici 3.000 de voturi distanță. Aș dori să felicit pe cei care s-au calificat conform votului românilor în turul 2. I-am și scris doamnei Lasconi, am sunat-o, presupun că se odihnește și dânsa. I-am și scris și am felicitat-o, cum este normal. Partidul Social Democrat nu va face nicio contestație, chiar dacă diferența este foarte mică. Regulile democrației și importanța acestui tur 2 este mult mai mare decât interesele noastre personale. Eu aseară i-am dat secretarului general demisia. În primul rând, nu vorbim de o acceptare a demisiei, pentru că demisia este un act unilateral. Acum considerați că este bine pentru tot rezultatul alegerilor? Al meu. O să rămân alături de colegii mei până duminică la alegeri. Sunt ferm convins că în perioada viitoare o să venim și un calendar de alegeri în interiorul partidului. La viitoarele alegeri din interiorul Partidului Social Democrat, eu, Marcel Ciolacu, nu voi candida pentru nicio funcție. Marcel Ciolacu a vorbit și despre ce se va întâmpla cu mandatul său de premier, acum că nu mai este în fruntea partidului. Categoric, e o funcție pe care o am până când se termină alegerile și vine o nouă majoritate. Despre tensiunile din partid a vorbit și Victor Ponta, consilierul premierului Marcel Ciolacu și candidat PSD la parlamentare. Susține că acum socialdemocrații trebuie să-și revină până la alegerile de duminica viitoare. Acum, dacă vă aduceți aminte, eu i-am recomandat să nu candideze. Dar în continuare cred că și eu l-am votat cu inima împăcată. Vă gândiți în următoarea conducere, în viitoarea conducere, să candidați pentru funcție? Nu. Am avut suficiente funcții. Funcția de Victor Ponta mi-a de ajuns în acest moment. Cred însă, repet, că PSD-ul acum e un animal rănit. Am fost de multe ori aici în sediul ăsta și când am câștigat și mai ales când am pierdut. Și tocmai din acest sentiment al faptului că am greșit ieri, normal, rezultatul e foarte rău. Putem ca duminică să fim pe primul loc. Și discutăm așadar despre ce se întâmplă pe scena politică împreună cu doamna Simona Spătaru, senatorul USR. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, domnul Gabriel Zetea, vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție.
Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. În doar câteva minute ni se va alătura și domnul Florin Câțu, de asemenea senator din partea PNL și fost premier al României. Începem însă cu domnul Gabriel Zetea în aceste momente, pentru că am văzut ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, cel mai mare partid din România, care își va schimba conducerea, domnule Zetea, înțelegem, în zilele următoare. Deja Victor Negrescu a fost desemnat șef interimar după demisia lui Marcel Ciolacu, demisie care devine efectivă, înțelegem, după alegerile parlamentare. Explicați-ne puțin dacă ar trebui să demisioneze și altcineva din conducere, pentru că am văzut o reacție a primarului sectorului 2, Rareș Hopincă, cel care vorbește despre o responsabilitate, o vinovăție colectivă. Vedem deocamdată doar demisia lui Marcel Ciolacu. În primul rând, dați-mi voie să îl felicit pe Marcel Ciolacu pentru acest gest de demnitate. Marcel Ciolacu a dat dovadă că este un lider european de anvergură. Așa se întâmplă în democrațiile consolidate, spre care în continuare România se uită și la care România aderă cu toate valorile sale. De aceea gestul acesta lui Marcel Ciolacu și acela de a nu depune niciun fel de contestație, indiferent de numărul infim de voturi la care a pierdut, este extrem de important ca și semnal pe care îl dă Partidul Social Democrat. Apoi, sigur, demisia nu înseamnă că la Partidul Social Democrat s-a instaurat acum un nou președinte interimar. Victor Negrescu a fost desemnat de către noi, de către Partidul Social Democrat, să comunice în mod public politic în locul domnului Ciolacu, care evident se va ocupa în continuare de treburile administrative ale guvernului, de gospodărirea cu responsabilitate a României. După alegerile parlamentare, evident, vom avea o întâlnire în care conducerea Partidului Social Democrat va stabili un calendar pentru alegeri și eventual desemnarea unui interimar atunci. Mai demisionează cineva din conducere, domnule Zetea, sau rămâne doar Marcel Ciolacu, cel care își asumă întreaga responsabilitate? Responsabilitatea noastră este să ținem în acest moment Partidul Social Democrat unit. Vorbim despre principalul partid de guvernământ în acest moment. Pe lângă disputele politice, responsabilitatea guvernării este extrem de importantă pentru noi. Nu cred că e cazul de demisii mai mari astăzi, pentru că duminică avem un nou scrutin electoral important pe care Partidul Social Democrat, nu vă ascund, și îl dorește câștigat. Avem structuri suficiente și am reușit acum 3 luni de zile să câștigăm încrederea românilor. Cu aceeași forță vom încerca în următoarele 5 zile să ne prezentăm în fața fiecărui român, să le arătăm până la urmă cei care au reușit, oamenii din PSD care au reușit să înțeleagă mesajul de protest de la votul de ieri, că putem în continuare noi să guvernăm România alături de forțele democratice și pro-europene ale României, pentru că așa aici recunoaștem, atunci când vrem o guvernare eficientă și o administrație bună a țării, toată lumea se gândește la Partidul Social Democrat. Da, ne îndreptăm atenția, doamna Simona Spătaru, și spre USR. În urmă cu puțin timp am văzut discursul de prezidențiabil al candidatei și al președintei din partea USR. Întrebarea este acum, pentru că am văzut și o reacție din partea lui Traian Băsescu, care spunea așa, că Georgescu va avea în el un adversar, dar pe de altă parte, Elena Lasconi ar trebui să pună mâna pe carte, să se pregătească mai bine pentru alegerile prezidențiale, care vor avea loc peste 2 săptămâni, turul 2. Așadar, din această perspectivă, sunteți pregătiți pentru această luptă și ce șanse are cu adevărat Elena Lasconi să câștige această bătălie? Cred că șansele sunt date de votul românilor. Mesajul a fost destul de clar și am văzut, așa cum se anticipa și mai înainte în discuția noastră, în dialogul nostru, de acest vot de protest, de care cu siguranță și noi ținem seama, chiar dacă suntem în turul 2. Pentru că, de fapt, acest vot atrage un mare semnal de alarmă asupra drumului nostru european, care acum este pus în pericol. Așa încât orice discuție sau orice disensiune în momentul acesta al forțelor democratice din România trebuie să înceteze, trebuie să se suspende și ele să se focuseze acum spre a înlătura acest mare pericol în care ne aflăm ca democrație. Avem totuși 35 de ani munciți pe acest drum, suntem majoritatea dintre noi de acord, da, că suntem aici și că avem nevoie să menținem această democrație la care am început să lucrăm, drumul nostru european, iar acest candidat care a intrat pe locul întâi păcălește românii printr-un discurs
care pare calm și liniștit de suveranitate totală a statului, ceea ce oricum nu există vreun pericol de acest fel în discursurile celorlalte partide, dar vedeți, este felul în care reușește prin rețele să mobilizeze pe mesajul acesta fals, mincinos, că România ar trebui să se arunce în brațele Rusiei. Da, vă așteptați să aveți susținerea, doamna Spătaru. Vă așteptați să aveți susținerea Partidului Național Liberal pentru turul 2 al alegerilor prezidențiale? Noi credem că nu doar, desigur. Celelalte forțe și-au arătat susținerea și înainte de votul de ieri, de duminică. Discutăm și despre Reper și Forța Dreptei. Sigur că sunt și alți lideri de la partide mai mici care și-au arătat susținerea. De asemenea, eu cred că nu există niciun dubiu că și PSD și PNL vor veni alături de Elena Lasconi. Așa e, domnule Zetea? Democratic. Partidul Social Democrat o va susține pe Elena Lasconi pentru turul 2? Partidul Social Democrat are o singură misiune în acest moment în fața sa, aceea de a se prezenta în fața fiecărui român cu gândul de a câștiga încrederea pentru alegerile de duminică. După votul de duminică putem să discutăm lucrurile pe care le poate face Partidul Social Democrat în condițiile în care partidele democratice din România își doresc în continuare o colaborare. Deci până duminică nu veți da USR un răspuns în această privință? Păi nu, avem în față un cu totul și cu totul alt scrutin electoral. Avem alegerile parlamentare care sunt, din punctul meu de vedere, cele mai importante alegeri într-o democrație. Bun, o să ne uităm imediat și pe rezultatele acestui tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale. Înainte însă...